Câinii maidanezi au reprezentat întotdeauna o problemă majoră a municipiului. Odată cu înmulțirea lor, crește și posibilitatea ca giurgiuvenii să fie înțepați la orice pas de căpușe și purici. Chiar dacă numărul câinilor este vizibil mai mare față de cel de anul trecut, cel al persoanelor înțepate de căpușe este mai mic. Au fost ceva mai puține decât anii anteriori, într-adevăr. Și se coagulează în general în jurul weekendului, că lumea mai iese pe la iarbă verde, se mai duce pe undeva și atunci, pe luni, marți, așa, apar mușcați de căpușe cu căpușele pe ei. Să zic, o medie așa cam de 10-12 mușcături pe lună. Nu au mai fost așa de mulți ca anul trecut, într-adevăr. Medicii de la secția de boli infecțioase din cadrul Spitalului Județean Giurgiu spun că în cazul persoanelor mușcate de câini situația este alta. Odată cu creșterea numărului maidanezilor pe străzi se majorează și costurile pe care spitalul le suportă în cazul persoanelor agresate de câini. Mușcații de câini au rămas oarecum constanți, ceea ce înseamnă că probabil avem din ce în ce mai mulți câini decât înainte, pentru că avem o medie de, să zicem, un mușcat pe zi. Până acum, de la începutul anului, sunt 154 de persoane prezentate aici. Asta cuprinde și persoanele care au avut nevoie de seroterapie și au ajuns întâi la București pentru ser. Și pe urmă s-au întors la noi ca să facă vaccinarea antirabică obișnuită. Deci 154 pe 7 luni înseamnă spre 300 pe tot anul. Medicii spun că de multe ori au existat cazuri în care persoanele mușcate sau înțepate au încercat să se trateze singure acasă, făcându-și mai mult rău decât bine. În aceste situații, specialiștii spun că urmările pot fi foarte grave și sfătuiesc populația ca la orice oră să apeleze la ajutorul lor.